așa a făcut becul nostru într-un nou podcast în care l-am avut din nou pe Lucian Gheorghe, medic primar de chirurgie cardiacă, care, din fericire, a venit și ne-a oferit acea hartă de care cred eu că avem atât de mare nevoie pentru a învăța, de fapt, ce înseamnă această inteligență emoțională, care sunt acele ingrediente pentru a ne îmbunătăți relațiile cu cei de lângă noi, relațiile cu partenerul de viață și cea mai importantă relație, relația cu tine însuți. Așadar, dacă vrei să afli aceste repere și crezi că e o temă importantă, urmărește acest podcast până la final. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast marca Restartix cu subsemnatul. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vă invit să vedeți, de fapt, al treilea episod din capitolul dezvoltării inteligenței emoționale. Alături de mine este domnul doctor Lucian Gheorghe, medic primar de chirurgie cardiacă, cel care, cum am spus întotdeauna, orice alt om, dacă ar fi fost în acest scaun și nu el, pe cuvânt, dacă avea atât de mare valoare, ceea ce urmează să ne împărtășească. Așadar, haideți să-i spunem încă o dată, bine vine, Lucian. Bine te regăsesc, Alex. Mă bucur foarte mult să avem această continuitate la ceea ce am creat împreună, pentru că ceea ce tu ne-ai învățat, pas cu pas, prin acest abecedar, prin adunare și scădere, astăzi sunt sigur că vom face fracții, dacă ar fi să păstrăm proporția... Integrale, exact. Pentru că încă din episodul 2 al inteligenței emoționale ne-ai spus că vom vorbi în extenso despre sfera aceasta a relațiilor și a modului de a suprapune inteligența emoțională în sfera relațiilor și de autoevaluare, de fapt, a cum poți să-ți evaluezi inteligența ta emoțională în funcție de oglindirea pe care o ai cu relațiile noastre. Abia aștept, sincer, să ne povestești. Spuneam în podcastul anterior că inteligența emoțională, mai simplu, înseamnă să te simți bine cu tine și cu ceilalți. Exact. Asta înseamnă, până la urmă, relația autentică. Și pornind de la relația autentică cu tine, poți dezvolta relații autentice și cu ceilalți. Acest domeniu este un domeniu vast și un domeniu destul de dificil de abordat, ținând seama de complexitatea lui, ținând seama de complexitatea motivatorilor umani, ținând seama de diversele atitudini și comportamente care uneori nu sunt evident explicabile la o primă vedere. Da? Deci, domeniul acesta al comportamentului uman rămâne încă un domeniu care va trebui să fie explorat permanent. Pentru că, întorcându-ne la acest design al sănătății cu care noi am început această serie de podcasturi, de fapt, este o patologie un om care nu are armonie cu el însuși și nu are relații de calitate. Nu poate fi caracterizat ca fiind un om sănătos, căci despre asta vorbim până la final. Exact. Noi am cadrat și am exprimat și explicat frumos că sănătatea emoțională începe cu inteligența emoțională și este desăvârșită de înțelepciune emoțională. Dacă prima te ajută să înțelegi partea de emoție, a doua, adică înțelepciunea, te ajută să o dozezi și să o utilizezi adecvat. Și unde poate fi utilizat adecvat decât în relația cu tine și cu ceilalți. Pentru că spuneam că asta este o viață și o viață dusă la un nivel și un potențial maxim, calitatea relațiilor, da? Care ține de calitatea emoțiilor și de armonia vieții în ansamblu ei, în toate ariile ei. Vă aștept să vă perspectiva, da, pentru că de multe ori în ultimii ani s-a comunicat atât de mult despre așa zisele relații toxice și cum acest fenomen de relație toxică conduce în final la o patologie prin somatizare. O să facem o tentativă de a le clasifica, de a le vedea din mai multe unghiuri, din mai multe perspective, da? Stimula să fără de care n-ar fi completă abordarea. Cursul de miracole despre care am mai amintit, un tratat excepțional de psihologie spirituală, spune că există două tipuri de relații. Există relații speciale care sunt arondate minții și egoului uman și relații sfinte care sunt apanajul vieții și a sursei divine din noi. Din această perspectivă,
putem să le corelăm chiar cu nivelele de conștiință de, spre care am tot amintit și la care tot timpul facem referire, pentru că el, acest spectru de nivele de conștiință, această scală logaritmică care în domeniul uman este de la 0 la 1000, ne explică sau ne dă posibilitatea de a înțelege într-o manieră rațională, să-i spunem, cu intelectul, determinanții ascunși ai comportamentului uman. Și, în esență, înainte de a trece la discuția propriu-zisă, haideți să ne reamintim faptul că acest câmp de conștiință infinit generează gândurile, generează emoțiile, acțiunile și rezultatele. Deci avem o formulă oarecum matematică a cum funcționăm de fapt. Da? În funcție de nivelul nostru de conștiință, avem un anumit spectru de gânduri și de emoții care generează un anumit spectru de acțiuni sau de comportamente care vor genera un rezultat. Acum, tot pentru a fi util în discuția noastră, să definim ce înseamnă o atitudine și un comportament, pentru că se folosesc și se uzitează în literatură acești termeni și fiecare înțelege de fapt ce vrea. Ce înseamnă o atitudine? O atitudine este o stare psihoemoțională, adică ce gândim și ce simțim la un moment dat. Da. Este interioară, da? Deci nu poate să o vadă cineva din exterior, poate care doar să o intuiască. Naște ulterior un exact, comportament. Exact, sigur. Da? Deci atitudinea este o stare interioară, ce gândim și ce simțim la un moment dat, care poate fi sinonimă cu perspectivă sau paradigmă prin care noi privim. Am spus asta tocmai pentru că mulți vin și avem această confuzie în care catalogăm atitudinea în funcție de acțiunile pe care ea le naște prin comportament. Mă, ce atitudine arogantă ai, da, nu? Da, ce atitudine, da. Și așa mai departe. Da, asta în contextul în care atitudinea este aliniată comportamentului, pentru că o să avem și situații în care nu e aliniat. Sunt oameni care se manifestă autentic, adică atitudinea lor este aliniată cu comportamentul, dar sunt și oameni care disimulează comportamentul. Afișează un comportament fals. Da, atunci ei nu sunt aliniați. Fricțiune, cred că e acolo. Exact. Și cei mai mulți sunt nealiniați. Da? Deci, comportamentul nu este un marker întotdeauna al atitudinii exacte a celor care, cu care intrăm și interacționăm. Deci atitudinea este această stare interioară, da, de psihoemoțională, care generează în exteriorul nostru un comportament. Da? Comportamentul uman are, de fapt, ca sursă tocmai aceste nivele de conștiință. Deci, oricât am vrea să explorăm acest domeniu, până nu ne întoarcem la această scală a conștiinței, nu vom înțelege de ce oamenii se comportă în felul în care o fac. Ei se comportă exact și în mod predictibil în funcție de nivelul lor de conștiință. Și o să le definim, dacă vrei. Deci, da, vrem. În funcție de nivelul de conștiință, oamenii pot relaționa sau nu. Deci, cele trei paradigme ale vieții, a avea, a face sau a fi, le putem suprapune cu nivelele, a avea se suprapune peste nivelul 0-200 nivel de conștiință, a face se suprapune peste nivelul 200-499 și a fi de la 500 la 1000. Da? Reamintesc că este o scală logaritmică, de fapt este 10 la puterea 200, 10 la puterea 500, 10 la puterea 1000. Deci puterea progresivă a acestui câmp crește exponențial într-o manieră non-lineară. Da. Mi-aduc aminte că povestisei, da, despre un exemplu, exact, de putere și forță. Exact. Acest, da. Ce subtil. Deci mintea umană funcționează într-o manieră lineară și are o înțelegere mult mai greoaie a non-linearului. Aș putea da un exemplu, că cred că mi se pare intuitiv, dacă tot am discutat, să nu rămânem cu termeni linear, non-linear. De exemplu, dacă eu te-aș întreba pe tine, dacă ai o foaie de hârtie, o coală de hârtie, A4, care are o grosime de, să zic, sub un milimetru, dar să spunem că ar avea, să spun, până într-un milimetru,
De câte ori ar trebui să o împăturești? Împăturea însemnând în două, în două. Dacă ar fi posibil să o împăturești, de câte ori ar trebui să împăturim o coală de hârtie pentru a acoperi distanța de la Pământ la Lună? Aproximativ 300.000 de kilometri. Deci mintea umană nu prea poate să dea un răspuns decât dacă se apucă și calculează. Da? Și atunci descoperă răspunsul. Da? Majoritatea oamenilor tind să dea răspunsuri de genul mii de ori, zeci de mii de ori, da, sute de mii de ori. Deci cam ăsta e ordinul prin care mintea umană funcționează. Răspunsul este că doar de 37 de ori e nevoie să împăturim o coală de hârtie. Pentru că mintea nu sesizează această compunere, această putere logaritmică, fenomenul de compunere. Deci, iată ce înseamnă o abordare lineară și limitată a intelectului față de o abordare non-lineară, non-linearitatea fiind regula de bază pe care funcționează universul. Deci, mintea umană nu poate înțelege acest fenomen de compunere, pentru că mintea exponențială, de exact, fapt, asta este ceea ce ne spui de mintea umană este limitată la paradigma fizicii newtoniene, fiind asimilată materiei, de fapt, corpului subtil. Gândurile și emoțiile noastre fac parte din corpul nostru subtil. Mintea umană nu poate funcționa decât linear. Doar o minte deschisă și o inimă deschisă pot accesa oarecum dimensiunea non-lineară. Și această dimensiune non-lineară înseamnă infinitul, absolutul. A înțelege acest domeniu al infinitului și absolutului este apanajul doar câtorva minți luminate. De asta zic că acest fenomen al relațiilor intră în această dimensiune a infinitului, pentru că avem o infinitate de combinații, de posibilități, de interacțiuni. Practic, noi în acest univers suntem conectați unul cu altul și ne influențăm reciproc unii pe alții și nu știm conștient lucrul ăsta. De asta, acest domeniu al relațiilor este unul fabulos. Și acum, oamenii se pot înțelege între ei cel mai bine dacă sunt în aceeași paradigmă, pe același nivel de conștiință. Deci cei sub 200 se înțeleg foarte bine între ei. Da. Cei între 200 și 500 se înțeleg foarte bine între ei. Cei peste 500 se înțeleg cel mai bine cu cei de pe nivel. Apare o dificultate de relaționare atunci când există o diferență de o paradigmă. Să luăm un exemplu. Cei sub 200 cu cei peste 200. E o diferență destul de mare pentru că câmpul de energie, gândurile și emoțiile lor sunt practic în opozanță. Vibrația de energie a celor sub 200 este orientată într-un sens, să spun, destructiv, negativ, pe când ceilalți peste 200 sunt orientați într-un sens constructiv pozitiv. Da? Aș spune că 200, nivelul de calibrare, ar fi punctul 0. Punctul 0. Acolo este nivelul de la care e 0. Nivelul mării, exact. Nu cunoaște unul, exact, ca referință. Deci iată că majoritatea oamenilor se află pe un nivel inferior. Da? Deci, prin convenție să-i spunem negativ. Da. Da? Iar cei care sunt peste 200 sunt într-o emoție, un câmp de emoții care este pozitiv. Deci, cum ar putea două forțe de sens opus să se înțeleagă? Nu va exista niciodată sinergie. Da? Ele se vor anula parțial, reciproc. De aia e foarte dificil ca oamenii de sub 200 nivel de conștiință să se înțeleagă cu oamenii peste 200. Și mai există o situație, când există două nivele, două paradigme diferențe, atunci relaționarea este practic imposibilă. Da? Imaginați-vă un om care calibrează sub 200, să spunem un infractor. Cum ar putea să relaționeze cu un om care calibrează peste 500? Să luăm exemplu Papei Ioan Paul al II-lea, care calibra la 570. Cum ar putea un infractor să relaționeze cu un sfânt? Deci, evident că sfântul îl poate înțelege și poate avea toată compasiunea pentru infractor, dar infractorul nu poate să vadă la un sfânt decât buzunarele lui, dacă e un hoț, să spun. Da? El nu poate să vadă mai mult. Foarte da? Deci, iată, în funcție de perspectiva care o avem,
înțelegem cât de multe combinații sunt din această perspectivă. Și atunci, relațiile speciale sau ale minții noastre, ale intelectului, pentru că el se consideră special, sunt considerate relații bazate pe satisfacerea unor dorințe și nevoi. Și de asta ele sunt numite tranzacții. Îmi dai, îți dau. Atâta timp cât această tranzacție funcționează, relația pare că merge, da? Și ele sunt numite, așa zise, relații de iubire. Ele, în realitate, nu sunt relații de iubire, pentru că iubirea nu e condiționată de o tranzacție. Deci, să înțelegem că aceste relații de tranzacționare sunt apanajul majorității oamenilor și asta se datorează faptului că mintea lor încă este neevoluată. Este în stadiul de a avea. Este în stadiul imatur, de asta se și numesc relații imature sau relații toxice, pentru că vin cu un bagaj de emoționalitate și multe energii și convingeri limitative. Da? Deci aceste relații funcționează atâta timp cât funcționează tranzacția, ele transformându-se în momentul în care nu mai există această tranzacție, în relații de ură. Da? Și că și auzim. Că și nu-l urăști pentru că nu te mai iubește. Da? Da? Cum să nu-l urăsc? Deci, nu știu ce mi-a făcut? Iată abordarea intelectului juvenil sau imatur. Da? El creează o relație de dependență. Da? Relația, să zic, victimă-agresor. Exact. Da? Se pot schimba aceste roluri. Și atunci relația asta este menținută doar atât timp cât se menține tranzacția. În opozanță cu această perspectivă există, din punct de vedere, relațiile sfinte pe care le numește cursul de miracole, care sunt relațiile autentice, bazate pe valori. Și care sunt cele mai înalte valori umane? Am discutat, tot am repetat, creșterea și contribuția. Da? Ele sunt cele mai înalte valori, chiar și pe piramida lui Maslow. Da? Nivelul 5 de dezvoltare și de autocunoaștere este evident creștere și nivelul 6 al piramidei, care nu-l include, este transcenderea acestei minți, transcenderea egoului și care schimbă atitudinea egoistă într-una altruistă, da? De contribuție în folosul celorlalți. Deci, relațiile autentice au la bază satisfacerea acestor nevoi. Deci, oamenii maturi intră în relații cu scopul de a crește și a contribui și a multiplica bucuria. Nu de a crea suferință. Și cred nu de a primi, de fapt. Și nu de a primi. O paradigma deci, aceasta ce relațiile mature se bazează pe a dărui, pe când relațiile imature se bazează pe așteptarea de a primi, să-mi dai. Deci vom... Iată un instrument, de fapt. Este un instrument de calibrare, da? Fiecare poate să-și pună întrebarea, am intrat în relația asta ca să primesc ceva sau ca să dăruiesc? Și atunci... Sau ca să dăruiesc condiționat. Sau condiționat, da? E același lucru. Da? Îți deci, dau, dar tu ce-mi dai? Exact. Deci fiecare poate să-și calibreze propria relație și așteptările pe care le are. Iată, un instrument de diagnostic util. Exact. Dacă relația este autentică sau e toxică. Dacă tot ai spus de relații toxice. Da, apare așa un cuvânt foarte violent. Da, este folosit. Place deci de unde vine toxicitatea? De la emoțiile pe care le exprimă partenerii în relații. Da? Tot timpul se văicăresc, tot timpul se plâng, tot timpul îl învinovățesc pe celălalt. Da? Asta este o abordare toxică și o să o punctăm la momentul potrivit. Da? Revenind la relațiile astea toxice, ele au ca substrat și niște convingeri limitative. Și tot am abordat patologiile acestea ale egoului. Da? Asuplita. Da? Da? E convingerea limitativă, inconștientă, că eu am dreptate și că perspectiva mea este cea bună și cea corectă și tu trebuie să te supui și să te aliniezi cu ei. Da? Și atunci tu l-asuprești pe celălalt care devine o victimă. Deci se creează o relație de dependență. Da? Victima e întotdeauna dependentă de asupritor și invers. Deci cum se depășește această convingere? Depășind mândria și antidotul pentru mândrie. Adică eu am dreptate, calibrează la 175, se depășește cu ajutorul smereniei,
care calibrează la 540. Deci, iată, puterea câmpului smerenie este infinit mai mare decât puterea câmpului, forța, de fapt, a câmpului de mândrie. Da? La fel, salvatorul are convingerea limitativă că el este de treabă și că îl poate ajuta pe celălalt, numai că nu conștientizează că ajutorul pe care îl oferă este, nu este relevant în sensul că este ajutorul pe care el îl consideră, nu pe care celălalt ar avea nevoie. Deci acest ajutor vine din mândrie și nu vine din compasiune. E o mare diferență a contribui și a ajuta. Contribuția vine dezinteresat, din compasiune și înțelegere și smerenie, pe când ajutita sau salvatita vine din focusarea pe ego, pe mândrie, că știe el ce e mai bine pentru celălalt, da? Așa cum vor acum să ne salveze pe toți. Da? Că știu ei ce e mai bine. Da, da, da. Iată eroarea. De forma care exact. Oamenii se gândesc până la final. Nu putem să-i salvăm pe nimeni cu forță. Exact. Da? Pentru că asta ar însemna să negăm divinitatea din ei și libertatea lor de a-și decide și alege viața așa cum doresc să-și o construiesc. Da? Și varianta de victimită care este întâlnită frecvent la români, dar noi tot timpul ne plângem de moștenirea grea, de condițiile grele, de faptul că am fost asupriți tot timpul, da? Victimita vine dintr-o convingere limitativă de genul eu nu sunt vinovat. Dar în esență scopul este de a atrage atenția. Da. Și a se hrăni, iată cum se energizează ego-ul din această negativitate. Da? Antidotul este asumarea responsabilității. Și am vorbit că asumarea responsabilității 100% este esențială pentru o viață trăită în mod autentic. Și o să vedem la partea de relație de cuplu ce rol are această responsabilitate. Haideți să începem cu relațiile cu ceilalți, da? Să continuăm, să zic, să particularizăm după aceea relația medic-pacient, da? Să ne întoarcem apoi la relația de cuplu și în final să... Relația cu tine însuți. Da? Cu tine însuți, să încheiem cu ea. Lauza. Partea aceasta de relație am rupt-o noi din ariile inteligenței emoționale, adică de la cunoașterea de sine și cunoașterea celorlalți, pentru că am considerat că este importantă și vastă și atunci trebuie tratată separat. Da? Hai să dăm câteva repere pe care oamenii ar trebui să le aibă ca instrumente de evaluare a relațiilor. Da? Există trei cercuri de relaționare. Dacă noi suntem în centrul acestor cercuri, primul cerc de relaționare este cercul așa zisilor confidenți, oamenilor cărora poți să te destăinui, oamenii care te vor iubi necondiționat, indiferent ce se va întâmpla. Și acești confidenți sunt de regulă părinții, să spun frații și, dacă ai o binecuvântare, încă 2-3 oameni pe parcursul unei vieți. Deci aceștia sunt oamenii, da? Primul cerc are la bază ce? Are la bază valorile comune. Deci confidenții, da? Oamenii cei mai apropiați, cercul 1 de prieteni, să spun, da? Cei mai loiali și fideli, sunt oameni care împărtășesc aceleași valori cu tine. Am spus de valori. Creștere, contribuție, libertate, cunoaștere, tot ce înseamnă, da, a trăi viața la potențial maxim. De ce este important lucrul ăsta? Și i-aș invita pe toți cei care ne ascultă să-și pună pe o hârtie numele acestor prieteni din cercul numărul 1. Să facă un exercițiu de conștientizare, pentru că este absolut senzațional ce se întâmplă în acel moment. Dacă noi ne punem și ne așternem pe hârtie oamenii cu care împărtășim valori, vom evita confuzii care stau la baza unor conflicte relaționale. În cercul 2 de prieteni, să le spunem, dacă le-am spus confidenți, să le spunem convivanți. 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 Este un model tot de la Andy Secchi, mi s-a părut excepțional, surprins, esența acestor cercuri relaționale,
Deci acest al doilea cerc se bazează pe interese comune. Deci în cercul 2 de relaționare avem oameni cu care avem interese comune. Da? Care sunt acești oameni? Oamenii de la locul de muncă, oamenii din cartierul în care noi trăim, da? Sunt fel și fel. Oamenii cu care facem parteneriate temporare sau pe termen lung, da? Deci oamenii cu care împărtășim interese. Atenție, nu înseamnă că nu putem împărtăși valori. Dar atunci dacă împărtășim valori, îl trecem în cercul 1. Deci dacă împărtășim doar interese, atunci ei sunt în cercul 2 relațional. De ce este important să facem această distinție și să știm exact toți prietenii în care cerc sunt? Da? Spui foarte clar, în momentul în care scrii, mintea ta capătă o altă claritate. Dacă zici, ai, lasă că știu eu, nu e adevărat, ești în confuzie, da? Mintea capătă claritate în momentul în care scrii. Și atunci ne vom evita să avem conflicte pe tema, băi, uite, am vorbit cu respectivul, i-am destăinuit despre mine și acum a folosit împotriva mea toate acele informații. Eroarea nu este la cel care a folosit aceste informații împotriva ta, ci eroarea este că l-ai adus tu în cercul 1 din cercul 2. Din interese l-ai crezut, da? În valori. Exact. Iată, nu ai avut claritate. Și atunci, când ai foarte clar, cu acești oameni împărtășim valori, dar cu aceștia împărtășim doar interese, n-are rost să te superi. Da? Pentru că eroarea o faci tu. Îi aduci prea aproape de tine. Deci acesta este cercul 2. Și mai există cercul 3, așa numiții camarazi. Aceștia împărtășesc un dușman comun. De acolo vine și numele, din luptă. Da? În luptă, da, se formează alianțe, da, bazate pe ce? Pe un dușman comun. Nu înseamnă că acei oameni împărtășesc valori sau interese comune, ci sunt circumstanțe în care ei luptă împreună. În momentul în care nu mai există un dușman comun, ei se despart. Da? Cred că asta este un instrument, aceste trei cercuri, confidenții, convivanții și camarazii, da? Este un instrument practic pe care fiecare poate să-l utilizeze și să-și pună și să aibă foarte clar unde sunt puși prietenii. Și un exercițiu de conștientizare extraordinar. De claritate, așa. Da, de claritate și evită foarte multe confuzii și conflicte. Care pot apărea. Da. Nu mai ai de ce să te superi, da? Dacă împărtășești doar interese comune, e în regulă, da? Nu înseamnă să împărtășim și valori. E bine să le împărtășim pe toate. Ar fi idealul, da? Dar... Sigur, se întâmplă. Da. Și, da? Mai departe, haideți să abordăm tipologiile umane în aceste relații. Există trei tipuri de oameni. Cei care dăruiesc, da? Se numesc dăruitori. Cei care doar așteaptă să primească se numesc profitori. Și cei care țin scorul se numesc egalizatori. Ok. Da, sunt niște perspective care e bine să le conștientizăm. Pentru că iar vom evita iar tot felul de neînțelegeri. Aceste tipologii de umane au fost făcute prin cercetări științifice pe un număr mare de oameni. Da, sunt denumiri foarte evidente și, practic, ce înțeleg este că ar fi idealul ca un dăruitor să se întâlnească și să conviețuiască cu un dăruitor. Foarte bună observație. Foarte bună observație. Numai că, de obicei, acești profitori au niște antene, da? Prin care se sesizează fraierii. Da? E caracteristica lor. Da? Și atunci, în general, se formează aceste cupluri dăruitori-profitori. Și chiar și în relațiile de cuplu se întâmplă lucrul ăsta. E asimilat relația victimă-supritor. Și funcționează? Da? Ei, astea sunt disfuncționalități. Iată, când îți pui întrebarea, sunt un profitor, sunt un dăruitor, sunt un egalizator, încep să te cunoști mai bine și încep să-l cunoști și pe celălalt și îți dai seama, poți să-ți dai seama dacă relația va funcționa. Acum, exact ce observai tu. Din aceste studii, întrebarea era care credeți că dintre aceste trei tipologii vor avea cel mai mult succes pe termen lung? Care dintre aceste trei.
Și da, fiecare va răspunde în funcție de categoria în care se află. Asta este o capcană. Da? Deci fiecare va da... Cel mai bine te înțelegi cu zgăruitor. Da, profitorul va spune că cei mai de succes sunt profitori, pentru că au convingerea limitativă că dacă profiți, vei fi împlinit. Da? Deci aceasta este o convingere. Da. De a profita. Cel dăruitor are convingerea că dacă nu dăruiește, nu se va împlini. Și celelalți egalizatorii care țin scorul. Acum, deci, cei mai pe termen lung, care din pe termen lung vor avea cel mai mult succes și împlinire? Și răspunsul este că, de fapt, tot dăruitorii. Deși ei eșuează cel mai mult, paradoxal, ei au și împlinirea. Și aici explicația rezidă dintr-o distinție subtilă. Dăruitorii trebuie să se înconjoare întotdeauna de dăruitori. Asta este, să spun, marca unei relații autentice. Bifa supremă, dacă vrem să-i spunem, da? Un dăruitor care se înconjură de un dăruitor. Aceasta este o relație autentică, pe termen lung. Da? Deci, iată un instrument destul de ușor de evaluat. Da? Pentru că îți dai seama destul de ușor dacă un om este un dăruitor, dacă este un profitor. Asta este contează foarte mult de gradul tău de dorință de a pune așa o radiografie pe tine să fii onest cu tine, da? Trebuie să fii onest cu tine și să admiți, da? Că ceea ce te motivează este profitul. Sau ceea ce te motivează sau inspiră este actul de a dărui. Dar nu se descurcă și cu egalizatorii, poți să-mi povestești. Ăștia sunt la mijloc, da? Și ăștia au un rol... Adică vor să și dăruiască, vor să și... Da, da, ei țin scorul, adică cât îmi dai, îți dau înapoi, da? Aha, am înțeles. Da? Deci sunt această masă de egalizatori este foarte bună într-o organizație, da? La un loc de muncă, pentru că ei sunt cei mai buni justițiari. Ținând acest scor, ei îi vor identifica pe profitori și vor dori să alinieze organizația, da? Deci, e un mix, să-i spunem, da? Nu este o relație 100% autentică, dar este preferabil. Eu cred că aceste trei personaje, Lucian, dacă ești de acord, cred că se află într-o mai mică sau mai mare procentaj în fiecare. În fiecare, așa este, da? Depinde de domeniu. Avem un dominant. Da? Avem un dominant, da? Și în funcție de evoluția noastră, de fapt, deci cei sub nivelul 200 de conștiință sunt niște, prin excelență, niște profitori și manipulatori. Cei peste 500 sunt, prin excelență, niște dăruitori. Da, aici nu există dubii. Da, da? Din punctul ăsta, da? De vedere. Dar, vezi, dăruitorul care se înconjoară de dăruitori. Deci nu trebuie să dăruiești în prostie. Dăruiești relevant. Da? Dobândind împlinitor înapoi, că deci se întoarce la tine. Cu alte cuvinte, dăruitorul este într-o relație cu profitorul, el are statutul de salvator. Exact. Are salvatita asta acută, cronică. Sau de fraier. Sau de fraier, dacă da? Nu e mai popular. Dar este, da? O patologie acolo. Da, da? Este o fricțiune. Iată. O fricțiune, da? Exact. Pentru că au convingeri diferite. Da? În lumina celor spuse acum de cele trei cercuri de prieteni și așa de tipologii, da, NASA a identificat cinci tipare de personalități. Asta tot Andy Secchi a venit cu conceptul ăsta de cinci tipuri de personalități sau cei cinci P ai parteneriatului. Și există cinci tipuri. Haideți să le luăm pe exact. Rând și fiecare se va regăsi în unul sau mai multe. Unu, două, trei. Da? Să spunem, prima tipologie, o luăm într-o ordine. Plăcutul. Da? Sunt oameni care au convingerea că pentru a fi ei împliniți trebuie să fie pe placul celorlalți. Și cred că aici se regăsesc cei care sunt au această manieră de abordare. Deci, da, ei sunt centrați mai mult pe ceilalți de a oferi ceva pentru propria lor recunoaștere și se centrează mai puțin pe sine. Da? Deci plăcutul poate să dăruiască în prostie și la un moment dat să supere, că nu primește înapoi. Exact, bă, eu nu înțeam, pe toată de fraier aici. Deci, tot timpul ți-am dat gogoși. Niciodată plăcutul, nu mi-a adus ceva. Mi-a dat mai farfuria goală înapoi. Exact. Plăcutul trebuie să-și abdateze această convingere că trebuie să se centreze mai degrabă pe sine și nu pe ceilalți. Că nu poți fi de toate pentru toți. Nici n-ai cum.
Da? Bun. O să fie câțiva oameni spune, nu. Mama. Da. Puternicul. Da? Există tipologia omului puternic, personalitatea puternicului. El are o convingere limitativă că el trebuie să facă totul de unul singur. Pentru că dacă n-ar face totul, ar fi un semn de slăbiciune. Sure. Și această convingere limitativă îl face nefericit dacă el nu demonstrează lucrurile astea. Da? Exact. Nu vrea să ceară ajutorul. Exact. Deci remediul este să învețe să solicite ajutorul. Uh-huh. Da? Și sunt, în general, bărbați, da? Care au această abordare, da? Și nu cer ajutorul de multe ori. Da? Și rămân centrați în această patologie, da? Care duce la nefericire până la urmă. Da. Bun. Pasionatul. Da? Pasionatul are convingerea că trebuie să înceapă permanent proiecte noi, să inițieze. Da? El este un inițiator. Îmi place și asta, îmi place și asta. Numai că după 2-3 zile, uită. Da? Îmi place altceva. Uite, îmi place și mașina asta și mașina aia. Uite, am o idee de business. Da? Haideți să o punem. Da? După 3 zile vine și spune care alta. Da? Deci, ăsta este, dacă vreți, ca exemplu, antreprenorul. Și este bine că este așa. El are 10 idei, din care una e foarte bună. Deci el este un inițiator. Numai că are nevoie de alte personalități care să și finalizeze, cum am spus, da. Să se ducă până la capăt. Iată. După aceea, perfecționistul. Perfecționistul are convingerea limitativă că trebuie să își respecte propriile lui standarde înalte, atât el cât și ceilalți. Dacă ceilalți nu se ridică la propriile standarde, nu e în regulă. Deci, e convingere limitativă care trebuie depășită și se face stabilind de la început standardul. Da, un standard care depășește 85% este un standard deja de excelență și nu poate fi atins de majoritatea oamenilor. Da? Sunt oamenii care cred că spun tot timpul și mai bine fac eu când le exact. Da la altă să facă... Perfecționistul, când are o asemenea abordare, el este focusat pe perfecțiune și nu pe progres. Ori asta îi consumă foarte mult din energie și din entuziasm chiar, pentru că în momentul în care el termină o treabă, el își pune fatala întrebare ce a mers prost. Da? Asta face perfecționistul. Deci el se autosabotează când ți-ai spus ce ai mers prost, mintea e de acord cu tine și îți dă 10 motive, 100 de motive și atunci exact nivelul de energie scade. Deci da. E foarte important să înțelegem că e mai bine, e mult mai util să ne focusăm pe cât am progresat decât pe faptul că nu e perfect încă. Că perfect nu o să fie niciodată. Vom găsi alte și alte cusururi ca să nu fie perfect. Trebuie să existe progres. Exact, trebuie să fie progres. Deci, mintea este... Progresul, cum am spus, este un motivator excelent pentru minte. Evoluția către excelență. Da? Acest progres. E mai important cât ai făcut zilnic. Un pas, doi, trei, nu cât a fost de perfect. Pentru că perfecționistul are această convingere că trebuie să fie tot timpul la un standard de excelență. Ceea ce nu se poate, da? Avem zile și zile. Zile. Da? Și mai este tipul de personalitate de tip pripit, care are această convingere că trebuie să facă totul repede, da? Și remediul este că trebuie să spună stop, da? Totul trebuie făcut în grabă și nu totul trebuie să fie făcut acum. Da? Deci, iată, avem 5 tipologii de oameni în care fiecare se poate recunoaște. În principal, fiecare are cam 2 din aceste tipuri de personalități și le înțelege mai puțin pe celelalte. De asta am venit aici cu o abordare completă, să înțelegem, de fapt, perspectiva fiecăruia. Pentru că în momente de criză, de probleme apărute, să spun, într-o echipă, aceste tipuri de personalități se exacerbează, devin... Evident. Dominant, este la suprafață. Da, ele sunt valabile și în relația de cuplu, de cuplu, relațiile de business, da. Peste tot, până la final. Cum se spune că dacă vrei să afli din ce ai făcut un om bun, sub presiune. Exact. Acolo da? Vezi atunci, esența. Da? Ce o să iasă din el? Ce are în interior, nu? Exact. Da, exact cum storci o portocală, da? Poate să iasă suc de mere? Niciodată. Da? Bun. Corect. Acum, venind în domeniul ăsta aplicat, haideți să particularizăm
să spun, în relația medic-pacient, că vine dintr-o experiență personală, da? Și să spunem, care sunt, de fapt, criteriile unui parteneriat autentic între un medic și un pacient, sau între un pacient și un medic. Și aici există ca fundament al acestei relații încredere. Dacă nu este stabilită această încredere, practic relația nu poate fi vorba că s-a constituit. Și există trei dimensiuni ale încrederii. Încrederea se constituie pe chimie, caracter și competență. Chimia este partea ce te atrage la celălalt. Da? E o, să spun, o compatibilitate, care poate să fie, poate să nu fie. Caracterul, da, este al doilea lucru important, da? Se bazează pe valori, pe cine este persoana. Și competența se bazează pe ceea ce poate să facă persoana. Și pornind de aici, putem să punem în evidență un profil al unui profesionist în domeniul medical. Care ar fi un element, un instrument prin care putem să ne dăm seama că medicul din fața noastră este un profesionist, este un om integru, are caracter și competență. Așa, da? Dar, dragilor, ascultați, când mergeți la medic, fiți deci, atenți și trebuie să căutăm. Designul unui profesionist în medicină se rezumă tot, cum am spus, la 3C, dar putem să-i spunem, în loc de chimie, carismă, da. Da? Putem să, al doilea, caracterul și competența. Pe ce se bazează carisma? Carisma poate să fie chiar un acronim al tuturor valorilor sau calităților pe care ar trebui să le îndeplinească orice medic. Pentru că medicina, da, e o profesiune care, în care relația contează foarte mult și ar trebui ca relația asta să fie întotdeauna autentică, bazată pe empatie și compasiune, cum am spus. Pentru că satisface o nevoie profundă, da? Nevoia de a ieși din suferință a semenilor tăi. Și atunci, un om carismatic este un om care este credibil, da? Este onest, deci C-ul de la carismă, A vine de la autentic, R-ul vine de la radiant, are o energie și o vibrație bună, I-ul vine de la faptul că este inspirațional prin energia pe care o debordează, prin încrederea, prin optimismul pe care îl transferă pacientului. S-ul vine de la smerenie, da? Este un om care nu e despre, dar care spune că nu e despre mine, e despre voi. Da? El arată către oameni, dar nu e despre mine, eu nu am venit aici să mă laud în fața voastră. Și câte știu eu am venit să pot să performez și să vă ajut. Părtășesc, da? Lucruri care exact, vă putea să vă care să fac o diferență exact. Voastră. Da? După aceea, M-ul vine de la maleabil. În practica curentă de zi cu zi întâlnim tot felul de pacienți și tipologii atât de diferite și maleabilitatea sau flexibilitatea în abordare este o abilitate necesară, pentru că altfel ce faci? Te superi și închizi ușa. Da. Da? Și aliniat. Aici alinierea este foarte important ca atitudinea interioară să fie aliniată cu un comportament la exterior în aceeași dimensiune, da? Fără a disimula vreun comportament, fără a avea intenții ascunse. Deci asta este partea de chimie. Deci oamenii stabilesc aproape instant. Dom'le, mi-a plăcut omul ăsta, da? Dar nu sunt conștienți care sunt aceste exact. Elemente. De fapt, aceste elemente le-am prezentat într-o manieră inteligibilă care să le dea oamenilor repere. Da? Ce să urmărească la un om? Da? E credibil acest medic? Da? E autentic? Limbajul lui non-verbal e aliniat? Adică se vede din poziția capului, a corpului, da? Transmite da, energie. De ori, da? Nu, când te duci și spui, bă, parcă a fost ceva care mi-a plăcut. Exact. Dar exact, nu știi ce. Dar nu știe ce, da? Corpul știe, mintea corpul știe, nu. Exact. A doua dimensiune, da? Am vorbit despre carismă, caracterul. Caracterul are două picioare, să-i spunem. Integritatea și intenția. Integritatea se referă la calități de genul curajului, onestității, smereniei. Da? Pe când intenția se referă la care este, ce urmărește
omul din fața mea urmărește beneficiul reciproc, îi pasă de mine, vrea ca amândoi să câștigăm. Deci, o intenție altruistă este esențială într-un parteneriat medic-pacient, pentru că altfel intenția egoistă duce la un derapaj, deci de genul... Se pune rezultatul, nu? Exact, interesul. Interesul, da? Apare interesul. Da? Asta e o formă de corupție deja. Și competența, da, se exprimă și ea prin ce capacități are acel medic și ce rezultate are. Capacitățile le putem măsura prin talentul, atitudini, abilități, cunoașterea pe care o are medic și stilul lui personal. Rezultatele sau palmaresul sunt și ele măsurabile, adică putem să vedem. Se pot măsura ce rezultate, da? Și aici vorbim de dimensiuni ale eficacității, eficienței, excelenței și ecologiei. Astea sunt doar așa niște provocări de a da niște repere ce înseamnă un profesionist în medicină. Este o abordare, da, inspirată din mai multe surse și din practica. Poate ajunge podcastul să fie ascultat și pe la medicină, pe la, la că da, da? Și de, da, e foarte important pentru pacienți care să fie atenți la aceste lucruri, măcar la cele trei grupe mari: carismă, caracter și competență. Da? Îmi place acest om, da? Asta înseamnă carismă. E competent acest om să facă o intervenție chirurgicală, da? Este un om integru de caracter, adică va fi onest cu mine. Deci lucrurile astea cred că sunt și ele niște instrumente și repere puternice de a stabili o relație autentică medic-pacient. Și ca să încheiem relațiile cu ceilalți, haideți să revenim la, poate, la cea mai importantă relație, relația de cuplu. Da? Pentru că relația cu partenerul de viață, da, capătă alte conotații. Și am făcut aici un, cum să-i spunem, cei 4S ai unei relații autentice, care am spus că se bazează pe valori, nu pe satisfacere de nevoi și dorințe. Da? Cei 4S, de la S, litera S, înseamnă știința relației, sexualitatea, sinergia și spiritualitatea. Acestea sunt probabil, cel puțin la această abordare, cred că toate perspectivele din care să privim o relație. Și haideți să vedem pe ce se bazează știința relației de cuplu. Se bazează pe responsabilitate, pe încredere și respect. Vorbeam într-un podcast anterior despre responsabilitate. Avem nevoie ca într-o relație autentică partenerii să-și asume responsabilitatea 100% asupra relației în care au intrat, pentru că ei au ales să intre. Și nu să-l învinovățească pe celălalt de faptul că relația nu funcționează sau eșuează. Deci avem nevoie de oameni responsabili în sensul că sunt maturi. Un om matur își asumă responsabilitatea pentru viața lui. Un om matur alege să intre într-o relație autentică. Deci responsabilitatea este baza și fundamentul. Da? Deci au nevoie să fie pe un grad de maturitate partenerii care intră în relație. Pentru că altfel, dacă rămân pe stadiul de imaturitate, vor crea niște relații toxice. Al doilea element este încrederea. Încrederea într-o relație este vitală și ea este prima care se stabilește, pentru că încrederea se stabilește pe asemănarea dintre cei doi. În acest caz, a relației autentice, este vorba de valori comune. Valorile comune stabilesc încrederea, îți dă sentimentul că și celălalt e la fel ca tine, că îl poți înțelege, că poți înțelege perspectiva lui. Asta este asemănarea. După ce se construiește încrederea pe asemănare, este nevoie să existe și respectul, pentru că nu e așa. Nu suntem 100% la fel. Din fericire. Din fericire. Suntem și diferiți. Și acceptarea diferențelor se numește respect. Acest respect nu este doar o formă de politețe,
ci este o formă mult mai profundă. Respectul vine din a valoriza diferențele pe care le are partenerul, pentru că ai foarte multe de învățat din aceste lucruri. Fiecare are niște diferențe care sunt utile altora pentru a învăța perspective diferite. Și atinge sinergia, așa cum exact. Ai povestit și în alte podcast. Dacă încrederea, cum am spus, se bazează, da, în asemănare ne conectăm, da, creăm încredere, în diferențe creștem și evoluăm. Da? Deci încrederea se bazează, cum am spus, pe chimie, caracter și competență. E foarte interesant. Deci ai spus că asemănările sunt cele care ne apropie, da, și diferențele sunt cele care, exact, ne dau evoluție. Pare un paradox, nu? Dar este... Pare un paradox, dar are mult sens și nu, exact, mai face paradox dacă te gândești bine, exact, la ceea ce ai spus. Deci asemănările... în asemănare ne conectăm, adică stabilim încredere, dar în diferențe evoluăm. Pentru că dacă n-ar fi diferențele, am stagnat. Așa este. Da? Iasta, acesta este drive-ul și diferența e un drive motivațional, da? Dar asta înseamnă să înveți respectul. Ori ego-ul nu știe să respecte un punct de vedere diferit. Da, cum să... Respectul înseamnă să accepți o perspectivă diferită, pentru că s-ar putea să fie utilă și valoroasă, pentru că tu nu ai perceput-o încă. Și asta te va ajuta să înțelegi alte tipologii de oameni, să te înțelegi pe tine, de ce într-un anumite contexte respingi sau negi anumite puncte de vedere. Deci respectul, responsabilitatea și încrederea sunt lucruri care arată o maturitate emoțională, mentală și arată că partenerii sunt autentici. Și pot stabili dacă găsesc elemente comune, valori comune, care nu trebuie să fie identice, dar trebuie să fie compatibile. Da? Pentru a evolua și a crește. Cred că cel mai înalt scop al unei relații de cuplu autentice este creșterea și contribuția, da? Să ne atingem potențialul nostru de devenire. Nu numai partea de muncă, de succes profesional este importantă în viață, ci și partea de relație, cât succes am crescut cu noi, relațional, cât de bine ne cunoaștem, da? De cuplu, deci, da. Aceasta este partea de știință și lângă chimie, caracter și competență, aș mai adăuga un al patrulea C, care de multe ori este decisiv. Este cronologia în care cei doi parteneri se întâlnesc sau timing-ul. Da, sincronizarea. De multe ori ei nu sunt sincronizați și această cronologie sau timing poate fi un impediment. Deci, iată o relație sănătoasă, autentică. Sănătoasă înseamnă că acea relație este bazată pe chimie, caracter, competență și este în timingul sau în cronologia potrivită. În opozanță putem să deducem ce se întâmplă într-o relație disfuncțională când nu există aceste compatibilități, aceste valori și ea se bazează doar pe satisfacerea unor dorințe, unor nevoi. Deci ce se întâmplă, da? Luând ecuația gând, emoție, acțiune, rezultat sau atitudine, comportament, da? Gândul, emoția, poate fi atitudinea și comportamentul, observăm că într-o relație de cuplu disfuncțională și nu numai de cuplu, într-o relație disfuncțională, la început există această mentalizare, da? Această rezistență pe care o pune ego-ul, pentru că celălalt nu corespunde standardului, da? Ceea ce trebuie, așteptărilor lui. Exact. Da? Și această rezistență se exprimă prin tot felul de convingeri limitative, tot felul de prejudecăți, dialoguri pe care unul din parteneri sau ambii le au fără să le exprime. Deci, din stadiul de prejudecată, de gând, se duce mai departe în stadiul de emoție și apare un resentiment. Da? Deci prejudecățile și resentimentele sunt ingredientele unei atitudini toxice, da? Care nu este exprimată. Ea este la stadiu interior. De fricțiune, da. În momentul în care relația escaladează, da, apare probabil și o manifestare printr-un comportament de regulă de respingere. În momentul în care apare respingerea, da, este cert că relația este disfuncțională. Da? Deci, respingerea este practic acțiune, iar rezultatul care poate să fie? Fie se rupe relația, și da, cred că asta e cea mai bună variantă, sau, din păcate, de cele mai multe ori, partenerii se complac, fiind o relație de dependență și se resemnează. Fiecare își vede de perspectiva lui și doar păstrează aparența
unei relații autentice. Da? Deci, aceasta este perspectiva unei relații, să spun, toxice sau bolnave. Da? Pentru că vorbim de sănătatea relației. Da? Deci, dacă nu cunoaștem această știință a relației, că relația se bazează pe responsabilitate, pe încredere și pe respect reciproc, nu putem vorbi de o relație autentică. Al doilea este, după știință, este sexualitatea. Sigur, ăsta este un domeniu aparte și chiar un domeniu de studiu medical. Da? Ea ajută la stabilirea comuniunii la toate nivelurile dintre cei doi parteneri și este un lucru important de bifat. După aceea, sinergia. Sinergia relației ține exact cum am spus, acel 1 plus 1 fac mai mult decât 2. Pentru că e acest mecanism de compunere, da? Potențare, de potențare, da? Punctele slabe ale cuiva sunt acoperite de punctele forte și atunci când există această sinergie, da, este mult mai ușor să traversezi un obstacol, să evoluezi mai rapid, da? E mult mai ușor să evoluezi în doi decât în unul singur. Da? Deci aceasta este perspectiva sinergiei și spiritualitatea care este esența, practic, a relațiilor sfinte și ea se exprimă foarte frumos că a dărui este mai important decât a primi. Deci, un dăruitor autentic care se înconjoară de un partener la fel dăruitor. Dăruitor. Da? Pentru că ăsta este singurul scop. Dăruind, vei dobândi. Aceasta este morala creștinismului, da? Că dăruind relevant, vom dobândi împlinitor. Și nu trebuie să așteptăm întâi să dobândim și după aia să dăruim. Eu sunt foarte curios cum cei care ne ascultă acum au găsit toate aceste elemente care sunt extrem de multiple și extrem de logice în final, cu multe instrumente și ce vor face ei pe mai departe dacă se pun din poziția aceasta de ascultător și din poziția de om al acțiunii ulterior, având toate aceste instrumente. Dacă reușim să și îi facem să implementeze ceea ce au ascultat astăzi, înseamnă că misiunea noastră e pe deplin împlinită, da? E suficient. Chiar am să-i rog să ne lase tot felul de mesaje și acum, când la cald, cât și poate peste o perioadă da, de și comentarii, pentru că putem să îmbunătățim acest podcast, pentru că cei pe care îi servim ne arată ei cum să creștem și să evoluăm. Mijlocul de evaluare întotdeauna am spus că este omul care ne ascultă și care, de fapt, acolo se măsoară câtă valoare reușești să aduci prin contribuția pe care el o percepe și poate să o materializeze în viața de zi cu zi. În restul sunt poveste. Și acum, pentru a încheia această relație de cuplu, haideți să le dăm oamenilor niște repere de atitudini și comportamente sănătoase. Pentru că cred că ele spune în categoria așa da. Așa da, sau un fel de convingeri potențatoare, da? De exemplu, edificarea. Da? Poate că cuvântul ăsta e mai puțin înțeles. A edifica înseamnă a pune în lumină pe cineva. Nu al mici, al pune în lumină. Și tu ești un maestru al edificărilor. Întotdeauna pui în lumină, pui lumină pe parteneri, pe partenerii de discuție. Este un lucru pe care l-am observat de la început și este o competență rară, pentru că majoritatea oamenilor tind să-i critique. Tind să-și critique chiar partenerul, crezând că dacă îl micesc, se pun ei în lumină. Deci, asta vezi tu că eu cred că e chestiune care la noi e foarte răspândită. Se spune, am învățat-o altfel, se spunea că să dai cu noroi în celălalt ca să par tu curat. Exact. Deci atât de meschină era povestea. Deci ceea ce tu ne dai ca instrument este de fapt să poți să-ți dezvolți relația, exact, dacă vrei asta, începând prin a pune în valoare partenerul de viață, atât personal, cât mai ales public. Mai ales public. Ce putere are, nu? Mai ales în lipsa lui. Să nu-l micești, da? Da. Observăm și femeile și bărbații vorbesc. A, nenorocitul ăla, un bețiv, da, aia, o ușuratică, da? Adică sunt lucruri care nu se fac, pentru că ei trăiesc lucrul ăsta, da? Și asta arată toxicitatea relației. Da. Gândiți-vă pentru cei care ne urmăriți, dacă face sens, cum ar fi ca soțului tău sau soției, când ieșiți așa în oraș, cât mai putem să ieșim, unde mai putem să ieșim,
Și de te întâlnești, îți vine cineva acasă și îi spui, băi, vreau să vă spun, deci, mamă, soția mea este extraordinară. Deci a făcut, deci uite, știu, casa asta e lună, face mâncare, dar nu mâncare, deci e deliciu ceea ce ea face și poți să mă duc și la serviciu. Le recomandăm să testeze. Deci testați această punere în valoare a partenerului de viață, atât în plan personal, spunându-i lucruri pe care le face, cât mai ales când vă întâlniți o dată și cu cineva. Exact. Și să vedeți ce magie creează această punere în valoare. Oamenii au nevoie de această recunoaștere. Este enorm de important. Și asta le dă combustibil și se le arată că drumul pe care sunt e cel bun. Da? Apropo de schimbarea comportamentului, știi? Dacă vrei pe cineva să mai facă un anumit lucru, trebuie să-l încurajezi. Exact. Ei, încurajarea este un derivat de aici, da? Avem nevoie să-l susținem necondiționat pe partener în orice circunstanță. Am intrat într-un parteneriat, într-o relație, da? Ce important e susținerea. Da? Nu? Încurajarea, împuternicirea, adică a pune valoare. Deci este valoros, da? E valoros pentru că datorită lui putem crește, putem să ne cunoaștem, este oglinda noastră. Dacă noi îl devalorizăm, de fapt ne devalorizăm pe noi. Exact. Da? Este, de fapt, proiecția noastră, cine suntem noi, da? Când îl valorizăm pe ceilalți, ne valorizăm pe noi, de fapt. Acesta e un mecanismul de proiecție care este inconștient. Da? Apoi, bunătatea. Bunătatea este o atitudine. Întotdeauna putem fi buni. Nu putem să spunem că nu putem fi buni. Da? A iubi este mai important decât a fi iubit. La fel, generozitatea, da? Actul de a dărui, cum am spus, e mai important decât actul de a primi, a nu aștepta. Pentru că există o lege a reciprocității. În momentul în care dăruiești, se va întoarce la tine înapoi. Poate nu în același moment, dar se va întoarce înzecit. Da? Din a dărui, obții cea mai importantă sevă inspirațională. Că actul de dăruire este un act de iubire. Da? Și a dărui, exact, ce-i trebuie și relevant celuilalt, nu a-l salva. No, a dărui ce crezi tu că are el nevoie, da? După aceea, influența cu integritate. Am vorbit la leadership, da? Trebuie să evităm în relația de cuplu, să-l manipulăm pe partener prin frică, prin vinovăție și prin rușine. Sugerând tot timpul că nu e bine ce face, că e greșit abordarea lui, da? Să-l facem să se ducă pe nivele joase de energie, da? Deci trebuie evitată cu orice preț manipularea. Activăm aceste sisteme inconștient. Inconștient. Dobândim exact. Din copilărie, da. Vedem că funcționează în diverse situații, ego-ul începe să vadă mintea, aha, deci dacă fac asta, primesc asta, ăsta e sistemul de recompensă. Și le activăm, le proiectăm ulterior în relațiile noastre de cuplu, atât cu partenerii, evident, cât și în relațiile de... Mai departe, comunicarea autentică, da? Cum comunicăm cu partenerul? Verbal. Avem răbdarea să-l ascultăm ce spune. Ascultarea este o metodă de comunicare alături de scris, citit și vorbit, care nu se învață, din păcate, în școală. Deci școala nu ne învață să ascultăm. Da. Ne învață să scriem, ne învață să citim, ne învață să vorbim chiar, dar nu ne învață să ascultăm. Și acesta este un mare deficit, a asculta cu scopul de a înțelege partenerul și nu a-l critica. A, e o prostie ce-i spus. Ascultă până la capăt, vezi perspectiva lui, înțelege perspectiva lui. S-a e cu totul altceva. Da? Asta deci, e un instrument care cred că face un salt calitativ în fiecare relație, nu doar în relația de cuplu. În orice relație, da. Ascultarea este o competență a liderilor. Liderii ascultă fără să critique. Pentru că și-au depășit limitările. Da? Ei nu au tentația de a critica și a spune, e prost ce spui. Pentru că nu e cum cred eu. Exact. El ascultă. Da? Nu trebuie să ai nicio opinie. Da? Nu trebuie să fii nici atașat, nici să ai aversiune față de opinie. E o opinie, e o perspectivă. Nu e nici bună, nici rea. E doar o perspectivă. S-ar putea să te îmbogățești tu. Să capeți o nouă perspectivă pe care nici măcar l-ai conștientizat. De-aia zici ce se spune că poți să înveți de la orice om. Și un om pe care tu îl consideri că nu e demn de încredere și respect, da? S-ar putea să aibă o perspectivă de viață pe care tu n-ai accesat-o încă. Și atunci tu o completezi, da? E o oglindă pe care tu o vezi. Timpul de calitate petrecut împreună, iar este o atitudine, da? De a avea proiecte. Ce înseamnă, da? Da? Asta înseamnă să ai proiecte, să ai discuții, da? Să ai activități comune, da? Da? Să investești practic timpul, nu să-l cheltuiești stând cu ochii pe pereți sau stând la televizor fără să existe o comunicare, da?
a cere feedback de la partener, da? În tot acest, aceste discuții constructive, da? Perspective diferite, da? Uite, intenția mea asta a fost, atacarea a fost, da? Neînțelegerile să fie rezolvate, da? Da? Trebuie să dăm timp, da? Acestor neînțelegeri să se vindece, să le rezolvăm, să îmbunătățim, pentru ca data viitoare să nu se mai repete, da? Deci cred că acest timp petrecut împreună, deși e poate la unii inexistent, da? Duce la menținerea unei relații autentice pe termen lung. Da? Fără acest timp petrecut împreună, nu putem vorbi de o relație autentică. Da? Dacă celălalt se refugiază în muncă și stă tot timpul la serviciu sub pretextul că e pasionat de ceea ce face, este falsă problema. Da? Cei care se refugiază în muncă și devin dependenți de muncă, vă spun cu siguranță, nu sunt niște performeri. Sunt niște oameni superficiali. Sunt niște mediocri. Pentru că dacă ar fi niște performeri, nu și-ar cheltui timpul la locul de muncă, pentru că nu e nevoie să cheltui mai mult timp. Poți să fii performant într-un timp redus și după aceea să ai o viață personală. Și o viață de... Cred că tocmai am luat niște unscribe de la canalul de YouTube și de pe toate canalele noastre din partea unor oameni. La fel, timpul petrecut... Eu nu-i mai ascult pe oamenii ăștia. Timpul petrecut împreună se circumscrie și relației fizice. Am vorbit de sexualitate, dar nu numai, de toate atingerile, toate gesturile, limbajul non-verbal, da? Zâmbetul, privirea, da? Acea complicitate dintre parteneri, care este evidentă, da? Poți să dai seama instant dacă doi oameni sunt într-o relație autentică sau nu, după felul în care se privesc. Așa este. Da? Pentru, cum se spune, apropo de vorbele din popor, pentru cine are voie să vadă, pentru cine are urechi să asculte. Exact. Până la urmă, scopul unei relații autentice în doi este să multiplicăm bucuria și nu suferința. Da? Și trebuie să conștientizăm. Asta e un lucru important. Da? Asta nu s-a mai spus prea... Nu prea mai auzi sau urechile mele, sincer. Scopul unei relații autentice este să multiplicăm bucuria. Bucuria și nu tristețea sau suferința. Din păcate, ce fac oamenii? Multiplică suferința. Deci o suferință mai mare decât dacă ar fi singur. Exact. Da? Și de multe ori această suferință vine din a nu discerne faptul că într-o relație este mai important să fii fericit. Deci relația e mai importantă să fie funcțională decât orgoliul unuia de a avea dreptate. A fi fericit calibrează peste 500 nivel de conștiință. A avea dreptate este la 175 la nivelul mândriei. Da. Deci nici nu trebuie să mai stai pe gânduri. Când impulsul este eu am dreptate, e clar că nu ești pe calea cea bună, da? Trebuie să-ți aduci aminte că relația e mai importantă. Și relația de a fi autentic și de a fi în comuniune cu celălalt. Și referitor la scala aceasta a conștiinței, da, s-a calculat și este științific dovedit faptul că la nivelul mândriei, oamenii care calibrează în mândrie, da, cei care spun eu am dreptate, da, sunt mândru de ce am făcut, da, ei au o rată a fericire de undeva de 20%. Asta e rata de fericire la nivelul emoții numită mândrie. La nivelul curajului, iată, la 200-200 și un pic, rata practic se dublează, mai mult de dublu. Depășește 50%. Deci un om care este la nivelul curajului are o rată de fericire de peste 50%. Iar cei care au depășit nivelul 500 al conștiinței au o rată de fericire de peste 98%. Iată că există o măsurabilitate și a acestor emoții, da? Chiar dacă ele par subtile, quantele, da? Acele quante de energie, da? Ele pot fi înțelese într-o manieră relativ simplă și pot fi scalate, avem repere. Și iată că putem discuta despre relații autentice și relații toxice, da? Relații sănătoase și relații bolnavi. Și acest lucru, nu uităm că pleacă din înțelegerea și din motivul pentru care noi am pornit în realizarea acestor podcasturi, pentru a fi sănătoși. Să fii sănătoși. Iată, sănătatea la nivel emoțional implică, pe lângă cunoașterea emoțiilor, implică inteligența emoțională care te ajută să gestionezi emoțiile,
Iată și partea de relație, de relații autentice, care sunt relațiile sănătoase, că altfel nu poți duce o viață completă și împlinită. Da? Partea de relație este oare importantă din viață, la fel ca și cariera. Trebuie menținut un echilibru. Pentru că dacă te focusezi pe carieră în detrimentul relației, vei rămâne singur. Vei rămâne nefericit. Nefericit și nu va avea sens ceea ce faci. Și ca să încheiem partea de relații, să revenim la cea mai importantă relație. Relația dintre mine și mine. Dacă eu mă simt bine cu mine în orice circunstanță. Și tot așa, sub forma unor instrumente sau unor întrebări, la care fiecare este liber să dea răspunsuri. Dacă nu și le-au pus până acum, e un moment bun. E un moment să înceapă să și le pună, da? Fiecare este dator să-și dea niște răspunsuri în viața asta, da? Și sunt, într-adevăr, niște întrebări dificile, da? O întrebare dificilă la care mintea nu poate să răspundă este o întrebare: cine sunt eu? Nu necesită neapărat un răspuns imediat, da? S-ar putea răspunsul ăsta să-l dai într-o viață, să-ți rafinezi acest răspuns. Sunt oare corpul fizic? Sunt doar atât? Sunt doar această acumulare de hrană? Sunt oare mai mult? Sunt mintea mea cu gândurile și emoțiile mele? Poate că sunt și mai mult de atât, da? Poate sunt acea energie subtilă numită viață. Și fiecare, în funcție de nivelul lui, ajunge să-și dea un răspuns la această întrebare. După aceea, trebuie clarificat ce este cu adevărat important în viață. Și asta este un proces de a-ți ști care sunt valorile tale în care tu crezi. Și am spus, am vorbit de valori aici, creșterea, contribuția, da? Responsabilitatea, libertatea, respectul. Acestea sunt valori autentice la care trebuie să ne aliniem. La fel, aceste valori trebuie armonizate și aliniate cu convingerile. Și convingerile limitative trebuie eliminate, identificate și cât se pot înlocuite. Pentru că dacă îți upgradezi doar valorile și rămâi cu convingerile limitative, este o cale de autosabotare, pentru că te vei evalua într-un mod disfuncțional. Deci, sistemul nostru de valori, dacă întrebi oamenii care sunt top 3 valori în care crezi, majoritatea nu știu. Păi dacă tu nu știi care sunt valorile tale, cum iei o decizie? Este incredibil. Deci lucruri atât de simple și de evidente, da? Dacă valoarea ta nu este onestitatea, dacă valoarea ta nu este responsabilitatea, cum iei o decizie? Cum știi dacă intri sau nu intri într-o relație sau într-un parteneriat sau cum îți alegi un loc de muncă? Da? Dacă tu nu ai clar. Și oamenii nu au clar. Sunt în această confuzie. Nu au clar, ziceam, pentru că nu am fost educați în acest sens. Da. Sunt întrebări care de multe ori nu le punem niciodată. Exact. Da? Scala valorilor sau nevoilor. Piramida lui Maslow, da? Trebuie înțeleasă de fiecare, de la bază până în vârf, da? Care sunt nevoile fiziologice, da? Hrană, somn, adăpost, respirație, da? Mișcare. După aceea, nevoile noastre să fie satisfăcute, de siguranță. Nevoia de recunoaștere, nevoia de creștere și de evoluție, nevoia de contribuții, da? Că, vedeți, în vârful piramidei, nevoile devin valori. Da? Dacă la bază avem dorințe, nevoi, în vârful piramidei deja vorbim de valori și am spus la început, sănătatea este cea mai importantă valoare umană. Deci asta trebuie repetat de fiecare dată pentru a rămâne conștiința. Noi nu avem această cultură de a fi ancorați în primul rând în ceea ce înseamnă valori, pentru toată lumea, dacă întreb sănătatea, cea mai importantă. Dar cum evaluezi? Dar se aliniază la instrumente. Exact. Ești aliniat? Cum poți să știu dacă ești aliniat sau nu? Păi, în ce stadiu ești acum? Da? Cât fumezi? Exact. Ce faci? Bei? Câtă mișcare faci? Deci nu poți să spui vreodată că tu e pentru mine cea mai bună sănătatea când tu mănânci ce apuci când se poate și fumezi și n-ai grijă absolut de nimic, dar sănătatea e cea mai importantă. Da, e doar declarativ. Da? Exact, e o scară declarativă care... Astea sunt lucruri atât de importante, cred, pentru fiecare dintre noi, care, așa cum ai spus tu, creează acea stea a nordului, creează busola aceea importantă de luarea decizii. Mai departe, trebuie să avem foarte clar ce ne dorim în viață, ce vrem să facem, cine vrem să devenim. Da, iată, obiceiuri
și obiective de obținere, de înfăptuire și de devenire. Obiectivele de devenire sunt cel mai puțin conștientizate. Cine vreau eu să devin peste 5 ani? Peste 10 ani? Oamenii nici nu-și pun aceste probleme. Da? Consideră că doar obiectivele de acumulare sunt suficiente. Da. Degeaba acumulezi proprietăți, bani, case, mașini, da? Dacă tu nu devii. Pentru că una este să ai 1 milion de euro și una este să devii omul capabil să faci 1 milion de euro. Da? Marii milionari au devenit capabili să facă. Ei, chiar dacă îi pierd acel milion sau miliard de euro, ei sunt capabili să facă la loc. Da, asta apropo, da? De mentalitate. Iată. Și de pe ce te concentrezi. Da? Iată, ei au foarte clar pe cine vor să devină. Exact, pe a fi. Sau pe a avea. Pe a avea. Da? Oamenii cred, cei mai mulți, că a avea este mai important decât a face și decât a fi. Și eu îi spun, de fapt, când o să am, o să fac și o să fiu. Fals. Aceasta este o convingere limitativă. Convingerea postulatoare este devin și automat o să fac și o să am la pachet. Adică, într-un exemplu, da? Foarte pragmatic și rapid, o să fac afaceri când o să am bani. Exact. Deci, și nu o să mai faci niciodată. Dacă vii și spui, eu sunt un antreprenor, apropo, exact. La treaba asta, tot timpul fac lucruri în așa fel încât să pot să fac să am și bani și să-mi pun la pachet. Asta e o convingere limitativă, că business-ul... Toți, mi-aduc aminte de foarte mulți oameni... Jack Ma este formatorul Alibaba și Jack tot timpul a spus treaba asta. Deci că eu am pornit Alibaba cu banii împrumutați, majoritatea dintre ei. Aveam o idee, el vorbea despre conexiunea în online, despre tranzacțiile în online, când nu exista internet în China. Iată, și viziune. Și a povestea guvernului chinez cum producția chineză, care astăzi toată lumea o știe, o să ajungă în toată lumea de pe această platformă numită Alibaba. Și chinezii spuneau, păi și cum? La unde vor veni la magazin? Guvernul încă era în acea paradigmă a magazinului, a facturilor și el povestea despre tranzacții online, despre procesatori de plăți în 92, nu mai știu exact când a povestit el, vostre reportaj, și mi se părea genial, de dovada clară că dacă ești omul, erai antreprenor, erai vizionar, știai ce trebuie să faci și a făcut și acele lucruri de care avea nevoie, a strâns bani de la prieteni, a început să povestea că era într-o clasă în care și-a strâns toți colegii lui apropiați și a început să le povestească despre viziunea lui și la final aștepta să se primească bani. Deci era așa pornit Alibaba. El nu avea suficient, avea niște bani, dar erau prea puțin pentru ce avea nevoie să facă. Da, și efectiv a început despre o să ce să se întâmple și la final spunea și acum cine e primul care vrea să dea bani pentru ce o să se întâmple peste următorii ani. Și din fericire au fost. Iată cum poți să faci o diferență pozitivă în lume. Da? Având o viziune unică. Da? Așa, și apropo, ca o paranteză de Jack, omul care a fost de nu știu câte ori s-a prezentat la interviu apropo de greutăți și obstacole și oportunitățile din greutăți, de câte ori s-a prezentat la interviu să fie angajat la McDonald's. Da? Deci, eu cred că sunt de ce mai puțin rare cazuri pe planetă care i-au refuzat, că de obicei se spune că au nevoie de forță de muncă. Și el fiind refuzat spunea, dacă eram angajat, cred că nu mai puteam niciodată să fac asta, pentru că intram într-un alt... Una e mentalitatea de traseu. Angajat și una e mentalitatea de antreprenor. Angajatul poate să devină un expert excepțional, poate să fie de top mondial, exact. Dar mentalitatea lui este limitată la convingerea că ceea ce oferă el este valoros pentru că oferă el. Antreprenorul are o altă mentalitate, spune, e valoros ceea ce oferi tu cu condiția să verificăm în piață. De ce spune și piața? Da? Dacă piața spune că e valoros și se cere, în regulă. Dacă nu, tu poți să performezi singur acolo. Da? Da, am făcut, scuză-mă de această paranteză, dar mi-am adus aminte acum de ea și cred că era o dovadă fantastică de ce trebuie să fii, să te concentrezi pe ceea ce tu ai subliniat atât de bine în aceste episoade, pe paradigma aceasta lui a fi și a lui a face ulterior, că ce a avea este întotdeauna un rezultat. Da, e o consecință. Da? Practic asta este diferența dintre împlinire și succes. Da? A avea succes și a fi împlinit. Succesul înseamnă să performezi într-o arie a vieții. Fie carieră, fie partea de finanțe, mă rog, partea de relații, da? Dar punctual, în detrimentul celorlalte arii. Da? Succesul este punctual, pe când împlinirea, fericirea, înseamnă armonia tuturor ariilor vieții. Celor 6 arii ale vieții. Da? Aveți ce tu chiar conștient sau nu ai ales aceste cuvinte. A avea succes și a fi. Succes, da? Succesul întotdeauna este exterior, împlinit. Da? Pe când împlinirea este
adevăratul succes din punctul meu de vedere este împlinirea, dacă vrei. Siguranță. Da? Nu există succes în afară. Deci, succesul fără împlinire, spunea Tony Robbins, este eșecul total al vieții. Cu siguranță, e da? Fantastic. Pentru că nu faci nicio diferență pozitivă în lume. Da? Nu ai devenit un om capabil. Nu ai devenit... Deci aceste întrebări, Lucian, prin care noi ne selectăm ce e important pentru noi, ce scară de valori, sunt de fapt instrumente. Ele sunt cele mai puternice. Putem să pornim în cazul în care n-am fost conștienți spre o relație de calitate cu noi înșine. Da. Să ne începem să ne cunoaștem pe noi și să avem o relație cu noi, să te simți bine, cum tu ai spus, ca din nou indicator, a te simți bine cu tine însuți, și cu ceilalți, da? De circunstanțe. Exact, indiferent. Ce se întâmplă, da? Să facem din această planetă un adevărat paradis. Și lucrul ăsta îl facem cel mai simplu prin ceea ce devenim. Deci este nevoie să ne schimbăm individual și nu să schimbăm lumea. Lumea nu are nevoie să fie schimbată, salvată. Nu e misiunea noastră. Noi o schimbăm automat prin ceea ce devenim. Pentru că această devenire ne ridică nivelul de conștiință și ridică nivelul de conștiință al întregii planete. Da? Și ca să încheiem partea asta cu două întrebări puse de un geniu și un maestru spiritual, să luăm pe Einstein, spune că cea mai importantă decizie pe care un om trebuie să o ia până la finalul vieții este aceasta, dacă universul este un loc prietenos sau ostil. Și îi las pe cei care ne ascultă să-și răspundă la această întrebare. Această întrebare poate fi pusă zilnic. Este universul un loc prietenos sau ostil? Și cum s-a spus, asta n-a spus-o noi. Da, n-a spus-o, n-a spus-o un geniu. Și acum un maestru spiritual modern al timpului nostru, Sadhguru, da, spune foarte frumos, care este cea mai importantă alegere? Da? Cea mai importantă alegere este dacă vrei să faci parte din problemă sau din soluție. Ce parte ești, da? Întotdeauna poți să spui această întrebare. În acest moment eu fac parte din problemă sau din soluție? Pentru că mintea întotdeauna se focusează pe problemă și ratează esența, adică soluția. Da? Problema trebuie doar definită în, să spun, cât mai bine, o problemă definită pe jumătate rezolvată, după care trebuie să ne punem întrebarea care e soluția. Ce pentru că mintea îți va da o mie de cauze ale problemei. Întrebarea este, care este soluția? Cum ies de aici? Tot timpul. Da? Da? Deci focusul este pe soluție, nu pe problemă. Și soluția există în câmpul posibilităților acestui univers infinit. Și să ai convingerea, așa cum tu ai mai spus. Convingerea? Întotdeauna. Întotdeauna, universul va găsi soluția. Există soluția. Categoric. E fantastic ceea ce simt că am primit, nu știu cum este în cazul vostru, în acest podcast de astăzi, care de fapt am cununat o serie de 3 podcasturi despre inteligența emoțională. Cu siguranță abia aștept să ascult și eu acest podcast încă o dată, să-l reascult și să mă repun în banca elevului care vrea să acumuleze și apoi banca practicianului, cum îmi place mie, căci a ști, așa cum am spus-o întotdeauna, și a nu pune în practică, egal a nu ști. Deci, iar mie nu rămâne decât să-ți mulțumesc încă o dată în numele tuturor celor care ne urmăresc pentru timpul acordat. Abia aștept, sincer, o nouă întrevedere eu care să și completăm acest design, dacă mai sunt aspecte importante de pus la el, și să reușim până la final să ne poziționăm corect, să învățăm, așa cum tu ai spus, să avem un manual, că ceea ce noi am făcut... O hartă, un reper. Podcast-uri unde exact. Să ne întoarcem. Da? Poate peste ceva timp. Să ne aducem aminte că avem un reper, avem niște instrumente care nu sunt complicate. Deloc, și le spune oamenilor care ne ascultă inspirații. Clar. Nu vreau să spun mai multe. Vă mulțumim mult de tot pentru atenție. Abia aștept să ne lăsați comentariile și întrebările voastre pe care le aveți pentru domnul dr. Lucian Gheorghe. Sau eu sunt curios ce teme ați vrea să auziți abordate aici în podcastul Restartix cu subsemnat, cu Alexandru Ilie. Până data viitoare, nu uitați, noi suntem aici cu acest podcast cu un singur scop. Să oferim hrană pentru minte și suflet. Toate cele bune. Thank you.